Bine ați venit la Interpol. Invitatul meu din ultima emisiune din acest sezon politic este Igor Boțan, director adept și membru al grupului de inițiativă al Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Și eu aș mai adăuga bunul nostru prieten. Bună seara, domnule Boțan. Bună seara. Să știți că întreaga echipă se bucură că ați venit astăzi în ultima emisiune pentru că ne-a fost dor. Eu simt asta, acum am intrat pe ușă, am fost salutat de operator, îi salut și eu și le mulțumesc pentru această atitudine. Să știți că după emisiune că vă mai așteptăm în camera noastră secretă. Da. Dar vom lăsa aceasta, pentru după emisiune. Vreau să vă întreb, acum, de fapt, dumneavoastră întotdeauna ați analizat ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dar în ultimul timp, nu știu de ce, îmi pare că ați devenit mai trist uitându-vă la ceea ce se întâmplă. Am dreptate? Cred că da. Acest lucru îl observă și colegii mei și prietenii. Am avut o sesiune de închidere a școlii tinerilor lideri politici și tinerii lideri politici au remarcat acest aspect, spunând că am devenit foarte trist. Este tristețe, decepție sau ce este asta? Probabil e depresie. Nu, nu e depresie, pentru că eu nu sunt omul, genul de om care cade în depresie. Nu personal, da, am în vedere sociopolitică legată de ce vedem în Republica Moldova nu poate să ne lasă, cum să zic eu, nepăsători față de evoluții. Evoluțiile sunt atât de triste și ne gândim cu toții, cred că, la ceea ce ne așteaptă, ținând cont de două lucruri, de calitatea clasei politice și, mai curând, am înțeles cu toții că marea problemă este calitatea cetățeanului în Republica Moldova. Clasa politică este așa pentru că noi, cetățenii, suntem cum suntem. Și cred că aici M-au întristat rezultatele alegerilor locale. M-au întristat alegerile locale, m-au întristat comportamentul alegătorilor, modul de gândire și de acțiune a alegătorilor. Eu așa și n-am înțeles. Alegătorii au votat din disperare sau au un umor negru foarte, foarte subtil pe care eu încă nu-l pot înțelege. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale demonstrează că reacția cetățeanului, din punctul meu de vedere, eu pot greși, este inadecvată. Nu pot să-i votez pe cei care știi că au furat un miliard, cei care lipsesc țara de un parcurs care era sau părea cel puțin să fie unul normal pentru Republica Moldova. Ați văzut și dumneavoastră care sunt reacțiile din Occident, ați văzut reacțiile partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. Toate aceste lucruri se întâmplă în țara noastră după ce eu alături de dumneavoastră am încercat timp de 5 ani de zile să-i convingem pe cetățeni că în pofida tuturor inadvertenților, totuși țara noastră este angajată într-un proces care este unul bun, pozitiv pentru Republica Moldova. Acum, apropo, regretați că ați promovat ideea Moldova poveste de succes? Nu, eu nu regret pentru că pornind de la realități, povestea de succes noi când am menționat-o? 24 martie 2010, conferința de la Bruxelles cu participarea primului ministru Vlad Filat, a membrilor echipei sale și a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Rethink Moldova, deci regândirea Moldovei, un program de durată scurtă și medie cu un suport financiar impresionant de 2 miliarde de euro. Deci asta a fost momentul în care noi am început să vorbim de povestea de succes. După care, să le amintim telespectatorilor, că noi am fost martori, noi am discutat aceste lucruri, a urmat vizita a 24 de delegații a Uniunii Europene la 30 septembrie 2010, suport practic necondiționat, semnarea cecurilor în alb pentru Republica Moldova, susținere fără precedent și de aici povestea de succes în care noi spunem. Domnul Boțan, nu ținem minte acest lucru. Unde povestea noastră de succes s-a terminat? Povestea noastră de succes a început. Eu vă spun când s-a terminat pentru mine povestea de succes în martie 2011. Eu am scris un articol care se numea Mitul despre poveste. Așa se numea articolul. Asta a fost primul eveniment
care a dat de înțeles că lucrurile merg foarte prost. Forumul Republica Moldova, Uniunea Europeană, sub auspiciile președinției Poloniei, la care nu au venit președinții Partidului Democrat și Partidului Liberal. Asta a fost începutul războiului între aceste partide. Deci, remarc, este vorba despre luna martie 2011. De atunci, noi cu dumneavoastră am început, hai să zicem așa, cum să zicem mai, activitatea noastră critică față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. S-au început, vă amintiți? Nu știu, că am fost critici înainte de aceasta, doar că după, după acel moment am avut mai multe motive să fim critici. Da, alegerea șefului statului... Domnul Boțan, ați spus despre calitatea alegătorilor. Dar nu vă pare că ei au votat așa cum au votat pentru că n-au avut o alternativă puternică? Este acest factor. Într-un fel, eu am mai spus într-o emisiune, noi am fost puși într-o situație în care, știți, ca o fată tânără care are de vine la tată și o întreabă, tată, te rog frumos să mă ajut, ce mire să mă aleg între ucigaș și un, este vorba dependent de droguri. Este vorba, în special mă refer la cazul Orhei și îmi dau seama că cazul Orhei se putea întâmpla în orice altă localitate din Republica Moldova dacă candidatul respectiv ar fi și-ar fi depus actele pentru a candida în localitatea respectivă. Eu cred că acest fenomen este unul care trebuie analizat foarte, foarte atent. Alegerea, votul pentru gentlemanii norocului este un vot irresponsabil, din punctul meu de vedere. Iar votul irresponsabil are consecințe pentru noi, cetățenii care trăim astăzi în Republica Moldova, dar și pentru copiii noștri. Iar modul în care procedează cetățenii, mie mi se pare... Dar nu vă pare că trăim într-un timp al paradoxurilor, pentru că acești gentlemani ai norocului, cum le spuneți, să aducem exemplu domnului Șor, abia peste două săptămâni, după alegeri, acesta a lansat primul stadion în Orhei. Și îmi pare că deja a pornit și acel trolebus gratis. Deci, gentlemenii norocului, acei care ne fură, într-un fel sunt singurii care își îndeplinesc promisiunile. Este aceasta un paradox? Doamna Mărar, și noi suntem gata să le iertăm totul. Totul depinde de proporții. Acest fenomen nu este unul, hai să zicem așa, inedit. Dacă furi un miliard și o zecime din furt îl folosești pentru binefacere, eu cred că acest deal este... O zecime. Un stadion sau un trolebus asta, maxim eu nu jumătate știu. Eu v-am dat un exemplu. Dacă particip, eu nu cred că personajul despre care vorbim este cel figura centrală în această afacere. Despre aceasta vom vorbi încă. Dumneavoastră v-ați adus aminte de 1 septembrie 2010, acea conferință, deschidere din partea Uniunii Europene față de Republica Moldova. Atunci Vlad Filat a fost salutat de către europeni mai nu ca un erou național. Astăzi, rudele lui Vlad Filat sunt arestate în cadrul dosarului BEM. Ce s-a schimbat în acești 5 ani? Acum, Vlad Filat, eu vă spun ce s-a schimbat și eu cred că asta e nu doar drama lui Vlad Filat, dar a noastră, cetățenilor. Acum, Vlad Filat culege roadele politicii pe care a promovat alături de domnul Ghimpu și alături de domnul Plahotniuc de politizare a instituțiilor, de ocrotire a normelor de drept și a instituțiilor de reglementare din această țară. Domnul Filat astăzi a făcut o declarație foarte interesantă. El a vrut să ne convingă că cu un anumit stoicism, în virtutea presiunilor care se fac asupra rudelor sale, el rezistă și va sta la formarea, va fi unul din cei care formează, nu știu câta după număr, alianță zisă pentru integrare pro-europeană. Deci eu, în locul lui Vlad Filat, mi-aș cere scuze de la rude dacă aș pretinde că ele sunt nevinovate și din cauza politicilor pe care le-am promovat eu, rudele mele acum ar fi încătușate și închise. Asta este rodul politicii lui Vlad Filat de susținere a politizării instituțiilor de ocrotire a normelor de drept și a celor regulatorii. Miliardul furat,
pe care eu nu știu ce negociază ei acum, dar ei acum ar trebui să negocieze cum transformă în datorii de stat creditul pe care Banca Națională l-a dat băncilor care l-au dispersat. Asta ei acum trebuie să discute, dar să nu ne povestească nouă că ei pun la cale nu știu ce fel de program de guvernare. Astea sunt baliverne. Astea să le spună soțiilor lor, eu nu știu, prietenilor și așa mai departe. Noi știm care e adevărata problemă. Ei trebuie acest furt de proporție. Apropo, trebuie să-l cităm pe Pirca Tapeulă, care a spus după povestea de succes, vă imaginați după o poveste de succes să vină un funcționar european și să spună, nu pot înțelege cum într-o țară atât de mică se poate fura atât de mult. Și acest furt s-a făcut iarăși în virtutea acestei politizări a instituțiilor de reglementare și de ocrotire a normelor de drept. Iată care este adevăratul impact al acestei politici. Aceste constatări le-am făcut nu o singură dată, sigur, în acest studio și în alte studiouri. Da, dar să vedeți că nu, acum când pun bazele noi, nu știu la câte coaliții, acest lucru nu se discută despre depolitizare. Noi nu auzim că ei au de gând să depolitizeze. Din potrivă. Dar crezi că e posibil ca ei să discute acum de politizare? Nu, este... În condițiile actuale când securitatea unor dintre ei depinde direct de politizarea acestor instituții. Sigur, pentru că dacă, sigur, ar, fi, dar, nu, dacă dar, ar fi independent, dar, el deja ar vedeți care scedările. Eu rămân stoic, eu rămân neclintit, nu veți vedea emoții pe fața mea, chiar dacă pe nedrept mi-au încătușat rudele. Asta este gândire de politician. Crezi că la ora actuală Vlad Plăhotniuc îl controlează în totalitate pe Vlad Filat? Eu nu știu dacă îl controlează în totalitate. Eu văd lucrurile așa cum le văd și foarte mulți alți observatori din această țară. Totul ce se întâmplă pe dimensiunea, hai să zicem așa, luptii cu corupția, este legat de Partidul Liberal-Democrat. Absolut tot. Uitați-vă, toate... Bine, a fost arestat nașul lui Vlad Plăhotniuc în cadrul dosarului legat de medicamente. Vai, da, nu cel actual, ci cel precedent. Da, precedent. Bun, deja s-a rupt alianța. Din câte cunosc, deja stă în arestul domiciliu. Dar uitați-vă un fapt pe care îl menționează Vlad Filat. Că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Când 2013, după ieșirea lui de la 13 februarie, pe 15 februarie s-a întâmplat ceva similar. Deci el ne amintește și el ne aduce dovezi nouă cetățenilor că lucrurile astea nu sunt întâmplătoare, că lucrurile sunt din aceeași operă, dar nu are curajul să spună clar și răspicat. Asta este impactul politizării instituțiilor ocrotirii de norme. Domnul Buțan, hai să încercăm să ne întoarcem un pic în trecut, în anul 2013. Eu înțeleg că istoria nu cunoaște cuvântul dacă și nu este bine de analizat ce s-ar fi întâmplat dacă, dar totuși, haideți să admitem că în 2013, atunci când s-a acutizat lupta între cei doi vlași, Vlad Filat și Vlad Plăhotniuc, Vlad Filat ar fi avut curajul să iasă după ce a fost dat jos și să spună că, știți, eu în continuare insist că Republica Moldova este controlată de Vlad Plăhotniuc, mergem la alegeri anticipate, votați-mă dacă vreți, trebuie să-l băgăm la dubă sau să-l, nu știu, el trebuie să fie trimis în fața justiției moldovenești, independentă. Dacă atunci comuniștii cu liberal-democrații se coalizau, ei aveau majoritatea necesară ca să se coalizeze, să schimbe procurorul general, să schimbe directorul CNA, multe lucruri puteau să facă, șeful SIS și așa mai departe. Noi am putea acum trăi într-o altă țară? Nu cred. Nu credeți? Nu, absolut. Vlad Filat a putut să facă bine pentru Republica Moldova și să rămână un erou pozitiv în istoria politică a Republicii Moldova, dacă ar fi avut curaj să meargă până la urmă în octombrie 2011. În ultimul moment, Vlad Filat a stricat toată întreprinderea pe care a avut-o împotriva a ceea ce el numea păpușar, scoaterea țăstarului sau a șobolanului din vizuină și așa mai departe. Deci au fost declarații absolut gratuite, iar ceea ce a urmat deja sunt reverberații. Dar dacă atunci mergea până la capăt, ar fi fost susținut de societate? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că Vlad Filat atunci avea un suport extraordinar. Noi ne uităm la sondajele de opinie, la ratingurile de încredere. Chiar dacă ar fi avut păcate pe care
colegul și prietenul lui de coaliție le-ar fi scos și făcut publice, deși eu nu sunt sigur că ar fi făcut acest lucru pentru că se discredita. Probabil noi am fi fost cu totul în altă situație. Dar acum e târziu. Vedem ce se întâmplă. Cum poate fi descris acel sistem politic în care toate procesele sunt bazate pe șantaj, băgarea frică în oameni, cumpărarea loretății cu bani buni, grei, filare și așa mai departe? Pentru că aceste lucruri se întâmplă în Republica Moldova. Da, Morale, mie mi-e foarte ușor să răspund la întrebarea domniei voastre, pentru că un membru a guvernului, un membru marcant a guvernului, chiar astăzi a vorbit despre statul captiv. Deci are curajul să spun aceste lucruri, chiar fiind membru al guvernului. Este un stat capturat. Într-un stat capturat, toate lucrurile pe care le menționați dumneavoastră se întâmplă. Într-un stat capturat despre care vorbim de-a lungul anilor și cetățenii sunt informați că el așa este și nu reacționează adecvat, cel puțin să se gândească la propriile lor interese, la viitorul lor. Noi suntem într-un fel sortiți să dibuim așa ca întuneric cum putem ieși din această situație dramatică. Și am vorbit despre acest lucru. Tinerii talentați își fac bagajele. Oamenii așa mai șmecheri, sigur că se lasă racolați de cei care sunt potentații zilei. Cei mai, cum să zic eu, hai să le zic așa, naivi, încearcă să protesteze. Asta e starea noastră de astăzi. De-aia m-ați întrebat la început de ce par trist. Sunt probabil puțin trist, dar nu în disperare. De ce există atât de puțin naivi la ora actuală care protestează? Eu, în general, nu prea înțeleg această toleranță totală față de ceea ce se întâmplă. Și asta nu ține doar de rezultatele alegerilor, pentru că aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu țin minte cum în 2011 ne explicați în alt studio că nu se poate de comparat alegerile locale cu cele naționale. Și explicați cât de mare este rolul unui lider local și nu contează ce partid stă în spatele acestuia. Acolo se votează oameni concreți. În pofida faptului, ce acoperire politică ei au. De ce aceste rezultate din alegerile locale pe care le avem la ora actuală nu mai merg deloc? Acești oameni au fost lângă putere așa cum au fost ei lângă putere pe timpul comuniștilor. Altfel n-ai cum să supraviețuiești fiind primar într-o localitate dacă vrei să construiești un drum, să repari o grădiniță, trebuie să fii cu putere. Altfel bani nu vor veni. Și punctum. Este absolut... Este absolut clar. Dar, domn Boțan, totuși, de ce... Eu înțeleg că au ieșit aproape 40.000 de oameni pe data de 3 mai. Au fost mult mai mulți decât toată lumea s-a așteptat. Dar după aceasta totul a dispărut. Noi înghițim miliardul furat, noi înghițim majorarea tarifelor, noi înghițim concesionarea aeroportului, noi înghițim cedarea cotei de stat în BEM, noi înghițim absolut tot și după aceasta încă îi mai votăm. Ce se întâmplă cu noi? Este această, cum a spus domnul Sturza, s-a exprimat domnul Sturza, sindrom al victimii care îl îndreptățește, Stockholmski sindrom, sindromul Stockholm al victimii care îl îndreptățește pe tiran. Vreau să vă spun ceva. În acest context, citarea domnului Sturza nu este tocmai binevenită, pentru că domnul Sturza, decât ar comenta, ar fi bine să se implice și am să vă spun de ce. Eu am participat, am fost la o recepție la care a participat și domnul Sturza, abia la început, în care erau ambasadori din mai multe țări, în care discutam inclusiv problema protestelor. Domnul Sturza era un izvor de ironie la adresa protestelor și așa mai departe. Absolut așa, știți, înstrăinat de realitățile în Republica Moldova. Omul care le cunoaște și le știe pe toate, iar la îndemnul fiți parte a protestului. Doar ironii și așa mai departe. Iată un exemplu a unui om care este foarte bine informat, un om care are capacități intelectuale și multe, multe, are pondere în societate, care preferă să comenteze lucrurile, să le învăluie în nori așa aburoși, în care cu aluzii și așa mai departe, și care nu vrea să se expună, pur și simplu.
Știm. De ce așa oamenii nu se expun? Pentru că, da, dacă oamenii, pentru că le este frigă, ei când se uită ce se întâmplă cu, de exemplu, cu rudele Vlad Filat sau cu alți funcționari gen Vyacheslav Negruț, Dorin Rician, mai multă lume a pățit. Da. Mulțumită acestei guvernări. Este această frică? Eu nu știu, domnul Sturza, din câte știu, da, știu că are afaceri aici. Dacă se teme de afacerile domniei sale, bun, asta e... Domnul Sandar, dumneavoastră, vă temeți, de exemplu, de Vlad Plahotniuc? Eu... Omenește, sigur că simt o anumită frică, dar nu vreau să trăiesc în frică. Pentru că oamenii ăștia au tot. La cheremul lor sunt instituțiile statului, ei sunt foarte bogați, ei pot face tot felul de lucruri și așa mai departe, dar eu vreau să fiu om. Dar când spuneți oamenii ăștia, puteți să-i numiți? De unde și de la cine vin principalele probleme cu care noi astăzi? Da, noi despre cine vorbim astăzi? Cine sunt Plahotniuc, liderii? Filat. Plahotniuc, Filat, Ghimpu, cine mai este? Apropo, despre domnul Ghimpu. Iată, care poate fi atitudinea mea față de domnul Ghimpu, cu care am comunicat normal în acest an. A fost care două luni în urmă v-a spus drept în noi, da. Domnule Boțean, că nu vă face niciun fel de coaliție cu hoții care au furat miliardul și atâta timp cât nu va fi întors miliardul, mai nu mult, se va așeza mai la masă decât atât. Omul a lansat această metaforă. Corporația Airbank, care a furat miliardul și care a furat aeroportul. Și acum domnia sa vrea să fie acționară la acestei corporații Airbank. Iată, care poate fi atitudinea unui om normal față de un politician care spune ăștia au furat un miliard în ziua, că dumneavoastră mă întrebați de protestele noastre, în ziua în care noi am dorit să organizăm un protest, pentru că noi am avut un plan, da? Să organizăm periodic în crescendo proteste pașnice în care să le arătăm guvernanților că oamenii au demnitate, nu? În care vine domnul Ghimpu și spune câte au fost, 20 de autobuse de ăsta mare, iată volumul volumul banilor furați și noi cerem acești bani înapoi, după care el devine acționar al acestei întreprinderi, pe care tot el a numit-o, el ne-a dat metafora, Airbank. A făcut-o pentru țară, o face pentru țară. Exact, el o face pentru țară. Acum, dacă domnul Ghimpu, din punctul meu de vedere, ar fi un om onest și un politician onest, ar spune așa, bine, i-am criticat, intru cu ei în această corporație Airbank, dar dacă peste un an sau doi, miliardul nu este întors înapoi, dispar din politică. Eu asta aș înțelege ca explicație, dar domnul Ghimpu asta nu ne spune. El ne vorbește nouă despre integrarea europeană în momentul când comunitatea de experți din Germania pune cruce pe Republica Moldova și spune că o decepție mai mare nu am trăit-o vreodată. El spune acest lucru după summitul de la Riga, în care nouă ni s-a spus foarte clar, cruce mai departe pe ceea ce se numește integrare europeană. Noi cu dumneavoastră am participat la o emisiune cu ex-comisarul pentru extindere Günther Verheugen. Are un nume complicat, am înțeles. Și care ne spunea că cu un an și jumătate în urmă ne spunea că Uniunea Europeană va avea o strategie nouă privind, așa zisul, parteneriatul estic și va fi această nouă strategie bazată pe diferențiere. Deci noi am scăpat trenul acesta care era unul sau vagonul care era pentru noi ca datorită diferențierii față de Ucraina, de Georgia și așa mai departe, să fim cumva tratați de Uniunea Europeană altfel. Acum vedem că Uniunea Europeană ne taie suportul financiar. Deci cruce pe această integrare europeană. Acum noi ne merim într-o situație, rămânem în zona gri pe foarte, foarte mulți ani. Eu nu știu ce vor mai povesti acești politicieni, pentru că în afară de integrare europeană și de dragul integrării europene, facem totul. Cum putem să ieșim din această zonă gri? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu domnul Boțan. Domnul Boțan, ați spus că nu doriți să trăiți în frică. Nu doriți. Vreau să vă întreb, cum vă pare cât de viabilă va fi o coaliție, o alianță, numărul 3, 4, deja nu mai contează, care se construiește în bază principiilor de frică? Uitați-vă. De supușenie chiar. Da, exact. Da, exact. Așa. Sunt de acord. Uitați-vă. În paralel, în toiul negocierilor, lui Vlad Filat îi sunt arestate rudele apropiate.
Eu cum nu pun întrebarea corect, nu corect, au fost implicați în scheme, n-au fost implicați. Eu pur și simplu mă întreb de ce anume acum, în ziua în care ei stăteau timp de 6 ore după ușile închise. Tot în toiul negocierilor, noi am aflăm de la procuror general Corneliu Gurin părerea domniei sale de ce liberalii insistă pe un procuror european. Pentru că există mai multe dosare pe rol în care sunt implicați funcționari înalți din cadrul Partidului Liberal. Într-un fel, și liberalilor, și liberal-democraților, li se arată locul. Poate fi o alianță construită, poate fi o alianță construită pe asemenea principii viabilă? Da, Marari, probabil, hai să le amintim telespectatorilor un episod foarte interesant în care am participat ambii. 1 septembrie 2010. Emisiunea... Faimosul interviu cu Vlad Plahotniuc. Vlad Plahotniuc. Ce ne-a spus nou atunci Vlad Plahotniuc? 1. Că nu are de gând să intre în politică. Și a spus un neadevăr. 1 septembrie, ca la sfârșitul lunii octombrie, pe ușa de umbră să intre. Deci, a mințit. 1. 2. Dar era clar deja de atunci că va intra în politică. Da, noi vorbim despre cât costă cuvântul omului. 2. Că el este haiduc și rezolvă problemele haiducește. Vă amintiți, da? Noi am spus, într-un stat de drept, lucrurile trebuie soluționate. A spus un adevăr aici. Aici a spus un adevăr. Și trei, dumneavoastră vă amintiți, cel mai picant moment, când domnul Plahotniuc a fost înlăturat de consilierul domniei sale, care s-a așezat în scaunul lui și a început războiul împotriva lui Vlad Filat. Atunci a luat tomahawk-ul, poporul ăsta a indienilor, și l-a aruncat în Vlad Filat, spunând că va fi distrus. Iată lucruri, niște amintiri așa de reper, prin care noi am trecut cu dumneavoastră împreună. Și uitați-vă că aceste... Am mai spus un lucru foarte interesant potrivit mie. Am mai spus că îi place extrem de mult cartea Nașul, faimoasă, da, cartea spus, Nașul. Da. Iată, știți că în această carte este descris un sistem de tip mafiot, bazat pe loialitate, bani, o mafie. Puteți spune că într-un fel se inspiră din această carte? Știți, iată, sunt lucruri care acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, mi-am amintit de ele și uitați-vă cât de importante sunt aceste puncte de reper. Acum, acest tomahawk care a fost aruncat împotriva lui Filat, practic acum îl răstignește. Și noi vedem acest lucru. Noi vedem că aceste lucruri se întâmplă într-adevăr de o manieră haiducească. Singurul lucru care îl ține minte și vedem că omul minte este că a promis că nu intră în politică. Și a intrat în politică. Deci, dacă el este arhitectul a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, eu cred că lucrurile sunt destul de triste. Dumneavoastră spuneți dacă. Încă mai aveți dubii? În acest sens. Pentru că eu cred că întotdeauna. Eu nu văd de ce domnul Vlad Filat nu poate spune gata, nu mai vreau. Nu mai vreau ca rudele mele să fie victimele unui regim pe care tot eu l-am construit. În care instituțiile de ocrotire a normelor de drept sunt instrumente de răfuială politică. Nu văd Mihai Ghimpu, care promite în permanență să lupte pentru drepturile cetățenilor și care vorbește despre corporația Airbank, vrea să devină acționar a acestei corporații. Domnul Buzan, dar poate pentru că și în privința unuia, și în privința altuia, la fel ca și în privința domnului Leancă, există compromat? Pentru că eu nu înțeleg Bun, și atunci, dacă eu spun că trebuie să depășim frica, eu aștept și oamenii ăștia să depășească frica, să iasă la rampă și să spună așa nu se poate mai departe, pentru că asta e mașină care îi va toca pe toți. Pe toți. Și pe noi, ca societate, ne va toca. Bun, ei pot, prin instrumentele lor, să facă mult rău, să astupe gurile și așa mai departe. Dar ei nu pot să înțeleagă și cetățenii nu pot înțelege. Noi nu avem, deja, nu avem profesori. Maia Sandu se străduie să facă reforma învățământului, da? Dar, și Maia Sandu, Maia Sandu spune că mii de profesori nu mai are care să-i angajeze. Același lucru se întâmplă în domeniul ocrotirii sănătății. Mii de doctori lipsesc, oamenii ăștia, cetățenii noștri, mor fără îngrijire medicală, oamenii sălbătăcesc fără educație normală și așa mai departe. Ce se întâmplă în această societate? În timp ce acești lideri vorbesc de integrare europeană pe care s-a pus cruce, ca să înțeleagă orice cetățean. Uitați de partajarea, de divizarea Republicii Moldova pe criteriu geopolitic. Uitați, marele nostru avantaj că am semnat acest acord de asociere, mai că Uniunea Europeană are niște obligații
situații față de noi și cu asta trebuie să ne împăcăm. Domnul Bățan, la ora actuală, în actual sistem politic, oameni integri, demni, profesioniști, pot ajunge sus în funcție înaltă sau nu? Acum, în situația în design, sistem. Sigur că nu. Sigur că nu pot. Sau de pot fi atrași. Pot fi atrași, probabil... Eu știu că această întrebare vă durea un pic, dar n-am cum să nu vă întreb. Cazul domnului Gurin, un profesionist în domeniu, pentru că toată lumea spunea că este un profesionist, este, care confiam. A ajuns în funcție de procuror general și nu prea a făcut lucruri. A făcut parte din acest sistem captiv. Vă întristează sau nu cazul domnului Sar? Da, Marar, eu am să spun un lucru pe care vi l-am mai spus. Unu, domnul Cornelu Gurin s-a dus la procuratură de dragul reformii și această concepție de reformă cu procuraturii a fost promovată. În rest, eu am spus că în virtutea faptului... Există păreri diferite vis-a-vis de acest concept. Există păreri diferite, este adevărat. Și eu foarte critice, știți relația pe care am avut-o cu domnul Corneliu Gurin și eu țin foarte mult la această persoană, eu prefer să nu vorbesc despre Corneliu Gurin. Eu v-am spus acest lucru. Pentru că eu nu mă simt în drept să vorbesc despre un om pe care îl cunosc foarte, foarte bine, care îmi este prieten și eu înțeleg că și el este într-o mare dilemă. Dar îl înțelegeți de ce nu pleacă din sistem? Așa cum spuneți dumneavoastră, de ce nu înțelegeți pe Vlad Filat ce îl oprește să spună că gata, mai departe nu pot să merg așa, nu voi continua acest joc, există partea mea de vină, dar vreau să ne oprim aici și să începem de la zero. Dumneavoastră, îl înțelegeți pe Corneliu Gurin că în continuare face parte din acest sistem? Și de ce o face? Eu nu am să răspund la această întrebare. Bine, vorbeam despre această mașină, mașinărie, care acum se pare că nu poate fi oprită, dar totuși există instrumente prin care noi o putem opri. Sigur că există. Care sunt acestea? Cetățenii ar putea să-și amintească de lucrarea pentru care Albert Camus a luat premiul Nobel, Omul Revoltat, este o lucrare fundamentală, ca să înțelegi ce revoluție a făcut Albert Camus în Omul Revoltat. Domnul Bățan, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat cu oamenii revoltați care în ultimele luni au încercat să organizeze proteste. Mă refer la platforma din Unitate și Adevăr. Vom discuta și despre partea legată de oamenii de afaceri Victor și Viorel Țop, dar totuși, au apărut deja mai multe investigații așa zise, eu le spun așa zise investigații pentru că nu-mi par a fi investigații independente, în care mulți membri ai platformei, inclusiv dumneavoastră, ați fost invinuit că v-ați pricopsit cu un apartament, de exemplu, și mai multe bunuri. Și nu doar dumneavoastră. Eu aș spune că s-au turnat multe cunoaie deasupra. Da, despre mine s-a scris că mi-am S-a spus că, da, inclusiv dumneavoastră ați cumpărat un apartament. Am auzit eu. Am cumpărat apartament. Ultimul apartament care l-am cumpărat eu a fost în 1998. De atunci eu nu am mai cumpărat. Nu pot să spun că mă bucur, aș vrea să aveți posibilitatea să cumpărați mai des apartamente. Este în registru, toate documentele ei pot verifica. Ce vreau să vă spun? Nu contează. Este îndeajuns ca aceste lucruri să fie demonstrate și rotate pe la mai toate posturile de televiziune. Eu mă refer la posturile de televiziune dintr-un anumit grup media, cel mai mare grup media din Republica Moldova, controlat de Vlad Plahotniuc. Pe mai multe portaluri media, online, ziare și așa mai departe. Dacă vă aduceți aminte cum începea platforma Demnitate și Adevăr, ce șoc în sens bun al cuvântului a trăit societatea când a văzut pe 3 mai cât de multă lume a ieșit în stradă și ce s-a întâmplat după aceasta, unire, Victor și Viorel Țopa, Vlad Filat care duce negocieri, a cumpărat jurnal, deci mai multe lucruri au apărut în spațiul public și acum multă lume deja se întreabă, oare are sau nu are dreptul moral platforma Demnitate și Adevăr să se prezinte ca o alternativă morală și curată? Sau tot e așa cum și restul politicienilor? În primul rând, momentul în care
media Imperiul domnului Plahatniuc a început să vorbească despre platforma DA, este un moment foarte pozitiv pentru platforma, pentru că dumneavoastră vă amintiți că protestul din 5 aprilie a fost ignorat în totalitate. Faptul că ne atacă este un element pozitiv. Oricine citește, cunoaște, știi, sigur. Iar măsurile pe care le întreprind împotriva platformei, ele sunt descrise cu lux de amănunte încă în lucrări de 400-500 de ani în urmă. Deci denigrarea, introducerea zăzanii între oamenii care sunt mai activi în cadrul acestea, defăimarea, acestea sunt lucruri care se văd cu ochiul liber. Acum cetățeanului eu îi spun, mă uit în ochii lui și îi spun, domnule, ăștia au adus țara pe muchie de prăpastie. Domn Boțar, există o diferență între dumneavoastră și ei. De fapt, și acel grup media. Dumneavoastră vă uitați în ochii cetățenilor când îi întâlniți în stradă, din când în când, când veniți în studio. 5 ani m-am uitat prin intermediul colegiilor noastre, 5 ani v-ați uitat prin intermediul sticlei, dar totuși acum aveți acces la mai puțină lume decât acel grup media. Dumneavoastră aveți ocazional posibilitatea să le spuneți adevărurile dumneavoastră, dar ei în fiecare zi toarnă zoaia pe, inclusiv pe dumneavoastră. Eu nu am observat asta. Această mașinărie poate cumva fi oprită? Dar de ce să fie oprită această mașinărie? Oamenilor trebuie să le spui ca să înțeleagă și să-și treacă, deci, analiza lor prin condiția pe care o au. Oamenii ăștia au fost jefuiți de un miliard. Acum ei văd consecințele. Li se va ridica prețul pentru energie electrică. Oamenii vor trece prin foarte multe șocuri pentru că ăștia nu mai pot aduna banii necesari în buget. Nu au cu ce acoperi deficitul bugetar și nu doar deficitul bugetar. Oamenii vor trece prin aceste șocuri și ei vor trebui să răspundă la întrebări. Cum de se întâmplă că după 6 ani de guvernare democratică pro-europeană, condiția lor materială, starea morală din societate a degradat până la un punct care era inimaginabil. Bățan, eu voi repeta cuvintele dumneavoastră. După 6 ani de guvernare pro-europeană, acești oameni, adică noi, i-am votat pe Vlad Filat, Vlad Plahotniuc și Ion Șor la Orhei. Este adevărat și dumneavoastră m-ați citat. Este vorba despre alegeri locale. Acești lideri pe care i-ați menționat dumneavoastră au de gând să mai întreprindă ceva împotriva cetățenilor Republicii Moldova și oamenii în toamnă vor resimți acest lucru. Spuneți, în platformă Demnitate și Adevăr, din care faceți parte dumneavoastră, este lovită atât de mult pentru că inclusiv de grupul media controlat de Vlad Plahotniuc, pentru că Vlad Plahotniuc este frică de platformă și de proteste. Eu nu știu, eu nu știu dacă lui este frică, probabil lui este vesel, dar scopul lor este deturnarea atenției cetățenilor de la problemele cu adevărat presante. Ceea ce resimte acum Vlad Filat. Vlad Filat este acum cel mai bun exemplu pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă Vlad Filat, care este partenerul de coaliția lui Vlad Plahotniuc, este lovit și umilit în acest hal, la ce se așteaptă acest cetățeni din Republica Moldova? Ei vor fi jefuiți în continuare. Ei înțeleg că acești oameni care guvernează țara azi, ei nu au principii, ei au reflexe. Ei formează această coaliție acum pornind de la reflexele lor. Ei au construit mașini diabolice de monetizare a vieții politice, de angajare în partide a celor mai mici funcționari publici din toate localitățile. Deci ei au construit o mașină care este atât de rapace și devoratoare că ei nu mai pot opri. Deci ei sunt siliți de circumstanțe. Bățan, eu am auzit de la oameni apropiați cu Vlad Plahotniuc un lucru foarte interesant care m-a uimit. Iată, voi tot stați și îl criticați în fiecare zi, de ce excludeți varianta în care Vlad Plahotniuc ar putea deveni, să zicem, Ștefan cel Mare numărul 2
al Republicii Moldova, pentru că el vă va demonstra că doar el poate aduce ordine în Republica Moldova, acel pe care l-ați numit Păpușar și așa mai departe, vă va demonstra cum cine sunt adevărații hoți și că doar el poate introduce ordine în țară. Credeți că el are această capacitate? Sau este nu, o... eu, cei care spun așa, eu îi rog să citească Pușkin. Genii и злодейство несовместимы. Это классика. Понимаете? Это impossible, acest lucru. Да, вы Пушкин, кем или грабой злодей, сол гений? Дунастра глумиц? Вы întreb. Omul care controlează instituțiile statului, care își, umilește partenerii, poate fi geniu? Dacă e geniu, atunci geniu al răului. Eu știam că așa veți răspunde, domnul Boțan, dar totuși, în condițiile în care statul este capturat, acest lucru l-am constatat deja, ce poate fi făcut? A spus oamenii, presiunea, bine. Iată, pe 27 august, dumneavoastră, cu cei din platforma DA, organizați un nou protest în Piața Mare de Numiri Naționale. Eu am auzit deja de la foarte multe lume. Ei și ce? Vor ieși încă o dată. Vor fi nu 40.000, vor fi, să zicem, 50, cu toate că acum este foarte greu de decicit ce cifră de oameni va ieși după toate dezinformările și toată această campanie de discreditare care a fost pornită de mașinărie propagandistică. Nu contează. Să zicem că vor ieși 5.000 de oameni. Ajunge. Ce s-a întâmplat? Da? Vor ieși a câte oară? Dumneavoastră, credeți că către 27 august problema Union Fenosa va fi hotărâtă sau nu? Este clar că mâine e vineri, mâine vor fi majorate tarifice. Deci vor fi, dumneavoastră, nu admiteți că vor fi noi subiecte de discuții, de dezbateri, de nemulțumire și așa mai departe. Stați o clipă. Pentru mine nu se pune întrebarea trebuie sau nu trebuie de mers la acel meeting. Eu voi merge la acel protest. Dacă voi fi în țară, neapărat voi fi la acel protest și chiar voi încerca să fiu în țară în acea zi. Altfel pun întrebarea. Vom ieși. Mai departe ce? Mai departe, bun, vor fi surprize și din partea noastră. Noi, deci aveți surprize? Sigur că da. Sigur că da. Dumneavoastră vă amintiți că la început eram criticați că nu aveam strategie. După ce am început să vorbim despre ce avem de gând să facem, am fost atacați frontal pentru ce vrem să facem. Acum noi dozăm informațiile despre ceea ce facem, deși noi ne dăm seama că mai mult sau mai puțin ceea ce facem noi este transparent și cei care sunt interesați sunt la curent. Dar iarăși vreau să le spun cetățenilor despre revoltă și protest. Același Camus l-a parafrazat pe Descartes, care spunea gândesc deci exist. Actuala formula este și formula pe care a inventat-o Camus, protestez, mă revolt, deci exist. Asta este singura cale prin care pot să-i faci pe politicieni să ia în considerație doleanțele cetățenilor. Cei care nu înțeleg, noi vom fi răbdători, perseverenți, nu ne vom supăra pe nimeni. Dar noi vom continua, pentru că, așa cum v-am spus, nu vreau să trăiesc în frică, nu vreau să fiu umilit. Vreau să mă simt om apărat de lege, de instituțiile statului. Asta vreau, nu vreau mai mult nimic. Nici măcar nu am ură pe acești oameni care guvernează țara de șase ani de zile. Nu am ură pe ei. Pentru că să trăiești cu ura în tine, te otrăvești de propria ură. Dar oamenii ăștia produc atâta durere și atâta rău acestei țări, că... Domnul Boțan, ei vor pleca singuri pe o putere? Nu cred. Nu cred că vor pleca singuri. Dar, înțelegeți, eu vreau să vă spun că circumstanțele pot dar fi... Dar e posibil că ei să fie înlăturați de la putere prin alegeri libere și corecte sau excludeți și această noastră, corectă? Noi nu trebuie să fim naivi. Dacă membrii ai guvernului recunosc că țara este captivă, dumneavoastră, cum vă imaginați alegeri libere și corecte într-un stat captiv? Nu, mă imaginez, vă întreb. Înțelegeți că astea sunt lucruri incompatibile. Eu de ce pot fi circumstanțe, doamna... Pare că noi trăim un moment extrem, extrem de trist Amara, și tragic al istoriei. Circumstanțele se pot schimba așa și sigur că doar circumstanțele nu pot duce la înlăturarea de la guvernare acestui grup corupt. Nu pot doar circumstanțele, dar pot circumstanțele împreună cu o revoltă a cetățenilor. O revoltă... Și dacă revolta cetățenilor va fi folosită de alte puteri, să zicem așa?
Există astfel de riscuri, dar care alte puteri? Da? Să vedeți alte puteri, alte puteri ce aveți în vedere? Nu știu. Trebuie să fim foarte concreți. Eu cum nu pot da nume, pentru că nu știu cine ar avea interesul să se folosească de protestul oamenilor. Tocmai o clipă. Dar, vă spun, mă aduc aminte de 7 aprilie, atunci când lumea a protestat. A fost o revoltă. Sigur. Puterea, în rezultat, a fost compromiterea protestului. Da, a fost compromiterea protestului, deci nimeni nu știe ce s-ar putea. Eu cum nu încerc să înduc frică în oameni, în niciun caz, dar noi, dumneavoastră, ca și membru al platformei Demnitate și Adevăr, trebuie să vă asumați și această o asemenea variantă. Atunci lumea a protestat, în rezultat s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, în rezultat puterea a fost schimbată pentru că a existat alternativă. La ora actuală, în Republica Moldova există ce alternativă? Este clar, pe stânga Dodon Usatăi, pe dreapta din partid din noi, partidul nou născut, care este în proces de naștere, al lui Iurie Leancă. Poate acesta fi numit un partid de alternativă? Pot fi și alte variante. Crezi că se va naște sigur ceva nou? Sigur că da. Cu certitudine. Se va naște. Dumneavoastră, ați face parte dintr-o forță politică nouă de alternativă? Nu. De ce? Nu am rar. Eu vreau să înțeleg. Eu mă confrunt cu această problemă aproape în fiecare zi. Noi cu prietenii, cunoscuții, foarte mult discutăm despre faptul ce trebuie de făcut la ora actuală. Trebuie să ne implicăm, nu trebuie să ne implicăm. E timpul să fie creată o nouă forță politică cu oameni tineri care n-au făcut înainte de această politică și n-au făcut parte din actuală sau fostă guvernare sau nu. Noi ne întrebăm, medităm la acest subiect. Și așa se întâmplă că toți cei cu care eu, știți cum s-ar spune, я бы пошел в разведку, toți cei cu care eu aș face lucruri frumoase, inclusiv eu, spun că acum nu e timpul, pentru că acești băieți, da, pur și simplu, eu în principiu, tinimicesc. Eu în principiu nu vreau să devin politician, pentru că asta nu e pentru mine. Eu vă explic. Și atunci nu se întâmplă așa că doar nemernici vor ajunge iarăși? Nu. La putere? Nu. Tocmai de atât eu spun și colegii mei din platformă, spunem că platforma, da, trebuie să rămână. După, în orice caz, trebuie să rămână o platformă civică care va trebui să încerce să mențină un dialog cu societatea. Noi încă nu știm cum poate fi acest dialog și acest dialog cu societatea să fie îndreptat spre clasa politică care eventual poate veni la guvernare, astfel încât clasa politică nouă să nu aibă niciun fel de concesii din partea societății, ca să fie sub pressing-ul permanent. Noi avem glumile noastre, noi spunem după modelul revoluției iraniene, da? Să fim străgerii unei eventuale revoluții a normalității în țara asta, când instituțiile statului sunt eliberate din captivitate. Dacă vom reuși să facem acest lucru, probabil avem o șansă. Dacă nu, eu nu cred că avem vreo șansă în țara asta. Domnul Bocean, dar dumneavoastră, aveți vreo explicație de ce acei oameni care astăzi deservesc putere sau fac parte din acest sistem captiv, de ce ei nu renunță? Știți că în cartea Atlantul de Ayn Rand, de ce ei nu renunță? Așa cum cel puțin se spune deschis, așa cum și-a permis Maia Sandu să o facă, așa cum și-a permis Kirill Gaburici, altă problemă. E altă problemă cu diplomă. Asta e problema mai. De ce oamenii nu ies și nu spun? Eu nu mai vreau să fac parte din acest sistem. Pentru că eu am copii, pentru că eu am familie, pentru că eu vreau să intru în istoria acestei țări, pentru că pur și simplu mi este rușine dimineața să mă uit în oglindă, pentru că mie mi este rușine pentru toate semnăturile pe care eu le-am pus. Pentru că eu am fost un simplu, nu știu, instrument în jocurile unor oameni care n-au avut nimic în afară de propriul interes. De ce? Unde e acest curaj? Da, Mărare. Asta înseamnă ieșirea din confort. Oamenii au intrat într-un anumit confort. Oamenii se regăsesc în acest confort. Ei, cu certitudine, sunt vizitați în mintea lor de astfel de gânduri, dar ei alungă aceste gânduri pentru că ei înțeleg că astfel de gânduri le-ar produce durere sufletească. De aceea le omit, trec peste ei. Lucrurile, probabil,
gândesc ei, se vor așeza de la sine. Nu trebuie să iau la inimă lucrurile urâte care se întâmplă. Dar, potrivit dumneavoastră, ei foarte bine își dau seama cum stau lucrurile în Republica Moldova și că, de fapt, ei fac parte dintr-un sistem captiv. Sau ei se amagează? Sigur că își dau seama. Sigur că își dau seama. Cum să nu-și dea seama? Își dau foarte absolut, bine seama. Absolut. Absolut, dar ei nu sunt gata să iasă din, să iasă din propriul confort. Ei se regăsesc acolo. Și asta e o chestie relativ normală, dar înțelegeți, aici poate efectul domino, da? Chiar astăzi glumeam, pentru că odată cu protestele am revăzut, am recitit literatura protestatară, revoluționară și așa mai departe. Recitind Revoluția franceză, situația legată de stările, de statele generale, convocarea adunării naționale, care totul era pierdut și a fost nevoie să iasă Mirabeau la tribună și cu vocea lui să schimbe, practic să răstoarne toate lucrurile. Toți erau înfricoșați. S-a găsit unul care a ieșit și a făcut acest lucru. Sigur că astfel de lucruri se pot întâmpla și în Republica Moldova. Pragul de rezistență a cetățenilor la toate mizeriile care le se întâmplă, el probabil la un moment dat poate ceda. Sigur... Dar credeți că... Nu știu de ce, domnul Boțan, dar eu întotdeauna mă întreb de ce în Republica Moldova până acum nu s-a născut un Martlar sau Václav Havel, dar tot se nasc oameni de genul lui Vlad Plahotniuc, Vlad Filat și restul. Da, mă rog, nu în genere am putea accepta un asemenea lider care va veni și va spune lucrurilor pe nume, că băieți, nu vreau să mă repet, dar ieri am discutat cu colegii în studio acest lucru. Un lider care va veni astăzi și va spune, n-am cum să vă dau mâine un salariu de 500 de euro sau o pensie de 400 de euro, pentru că trebuie de tăiat și tăiat și tăiat și de muncit și de lucrat și ne va fi foarte greu timp de 2-3 ani cel puțin până vom ieși pe o cale de plutire. Noi vom fi, noi, acei care îl votăm pe Ilan Șor astăzi, sau îl votăm pe Vlad Filat, sau îl votăm pe Vlad Plahotniuc, ne lăsăm amăgiți între mâna Moscovei și tankuri eurofascisti. Noi suntem în stare să votăm un asemenea lider? Eu cred că da. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în, recent. Nu uitați că noi suntem o societate cu cultură, suntem o civilizație rurală, satul Europei, Moldova, cultură politică parohială și știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă exact după scandalul cu furtul lui miliardului, invitarea în Parlament a mitropolitului lui Vladimir, care vine și îi blagoslovește pe cei care sunt implicați într-un furt de un miliard, și eu vorbesc cu durere, pentru că eu respect biserica, vine și stropește cu aghiazmă și primește daruri aducerea focului. Asta e grav din punctul meu de vedere. Ca după să vii într-un parlament în care se discută furtul unui miliard, în care cei care participă activ sunt acolo și să-i blagoslovești și apoi să primești darul de la ei, costuri de transport pentru aducerea focului sfânt, pe seama cărora să fac glume că e de culoare verde și așa mai departe. Asta cum putem noi să înțelegem? Și știți care este explicația cetățeanului? Orice putere e de la Dumnezeu. Dacă avem guvernanți pe care îi avem, corupți și așa mai departe, asta e blestemul lui Dumnezeu pentru noi, pentru păcatele noastre. Asta este atitudinea unor cetățeni. Înseamnă că îi merităm. Deci aici e o problemă. E o problemă. Cum putem depăși această problemă? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu domnul Boțan. Vă scrie lumea deja. Da. Că ați spus ceva, probabil soție sau fică, când ați spus ceva corect. Probabil. Domnul Boțan, ați spus despre această problemă, despre cultura noastră. Cultura nu se schimbă sau mentalitatea nu se schimbă peste noapte. E nevoie de 40 de ani. Eu am privit emisiunea noastră de ieri. 40 de ani a fost un blestem pentru o misiune de spionaj ratată. A fost o misiune de spionaj de 40 de zile în pământul Canaan, în care ei trebuiau să aducă darurile pământului, făgăduinței, și pentru că doar
2 din 12 au îndemnat poporul evreu alături de Moise să meargă mai departe, Dumnezeu i-a pedepsit pentru fiecare zi pierdută în misiunea de spionaj să rătăcească câte un an în pustiul din Sinai. Deci asta nu e legată de două generații, asta sunt lucruri inventate. Asta ca să fim foarte, foarte corecți cu generațiile și așa mai departe. Acum timpul este presat. Noi trăim într-un mediu, hai să fie clar pentru toată lumea, Republica Moldova este, așa cum spuneam, un stat circumstanțial. Existența Republicii Moldova este circumstanțială. Noi suntem acum prinși într-o menghină, între Ucraina și Uniunea Europeană. Deci noi, dacă am avea inteligență să găsim un limbaj adecvat, cu partenerii europeni, cu mass media europeană. Ceea ce noi facem, nu se vede acest lucru de pe platforma, dar lumea nu știe cât lucrăm și cât încercăm să influențăm lucrurile. Mă întâlnesc cu ambasadori. Cu ambasadori, cu jurnaliști, cu analiști și așa mai departe. Multe din lucrurile care se văd, se resimt, este și partea muncii noastre. Noi putem, dacă demonstrăm că suntem cetățeni, că suntem responsabili de prezentul și viitorul nostru, noi putem depăși starea asta în care se află Republica Moldova. Trebuie să avem curaj, perseverență, răbdare. Trebuie să înțelegem, pentru că și eu asta simt, imediat după meetingurile care au fost frumoase, oamenii zic, noi trebuie imediat să avem o soluție. Și noi soluții imediat nu avem. Domnul Sătăr, în afară de meeting-uri, trebuie ceva de dat, de oferit oamenilor. Eu țin minte când se lansa platforma, da, ați promis că va fi creat un fel de guvern de alternativă. Veți oferi soluții sau cel puțin analize ample la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în diferite domenii. Ați promis o anchetă alternativă a ceea ce se întâmplă în sistemul bancar și s-a întâmplat cu miliardul furat. Unde sunt toate aceste lucruri? Doamna Morar, este adevărat că noi am promis multe și la multe din aceste promisiuni se lucrează și la alternativă și așa mai departe. Numai că noi trebuie să fim onești față de concetățeni. Noi, dacă ne-am spus că platforma rămâne una civică și nu va deraia, nu se va transforma într-o forță politică, așa va fi. Dar noi trebuie să găsim comunicare cu potențialii cetățenii Republicii Moldova, cu partidele extraparlamentare care pot ei naște un fel de proiect politic de alternativă. Noi putem doar să ne coordonăm. Noi nu putem să-i facem pe ei frățiorii noștri mai mici sau invers, ei să ne facă pe noi frățiorii mai mici. Noi trebuie să avem un dialog, pentru că e un proces foarte, foarte complicat. Sunt lucruri care nu se rezolvă imediat. Și apoi, noi suntem 15 oameni diferiți. Noi avem joburile noastre. Noi ne putem întâlni foarte, foarte rar. O dată în săptămână reușim. Sunt absolut convinsă că a mai dorit lumea să adere la acest grup. Grupul, înțelegeți, un grup de 15 oameni e destul de greu să adopți anumite decizii care să nu stârnească nemulțumiri și așa mai departe. De aceea noi ne-am limitat la grupul de inițiativă și am spus că metoda noastră este ca ceilalți care susțin să formeze ei microgrupuri cu care noi vom comunica pe orizontală, nu pe verticală. Doamne ferește, noi nu vrem pe nimeni să facem să fie, cum să zic, aliații noștri de rang inferior. Dar oamenii trebuie să înțeleagă, așa cum am făcut noi, pot face și ei pot reproduce, repeta acest lucru. Unii niște atunci... acum sunt aliații noștri. Cu leoniștii dumneavoastră știți, apropo, una din pauze este legată de confuzie, pentru că a existat o altercație absolut inutilă și lipsită de sens între platforma DA și unioniști. Asta a fost o mare, cum să zic eu, provocare și o greșeală. Nu era nevoie de această... Pare că acest lucru a fost un lucru premeditat. Sunt 99,99% din unioniști sunt oameni sinceri și există unioniști profesioniști. Iată, din partea unioniștilor profesioniști pot fi provocatori, iar unioniștii sinceri, eu am toată încrederea că sunt oameni de treabă și așa mai departe, noi am vorbit cu ei, le-am spus, fraților, totuși sunt dimensiuni diferite, dimensiunea noastră care e axată pe consolidarea societății. Apropo, pentru cetățenii noștri, rusolini, a fost foarte, foarte important să le transmitem o
mesaj. Și știți ce le-am spus noi? Domnule, problema noastră este că noi nu avem victorii comune. Deci ceea ce pentru noi este sărbătoare, pentru moldoveni, români, pentru voi este prilej de retrăiri negative. Dați cu eforturi comune. Avem acum un prilej să ne unim, să avem o victorie comună împotriva unui rău. Din captivitate. Un rău comun. Și va fi o victorie comună și atunci vom vorbi ca aliați, ca cetățeni aliați într-o stat, cu drepturi egale, cu aspirații egale. Noi și tâmpenia asta de divizare pe criterii geopolitice. S-a terminat divizarea pe criterii geopolitice. Este o absurditate. Dacă trecem peste aceste bariere, vom vedea că lucrurile se pot schimba în această țară. Dar cum să împăcăm pe cei care astăzi se uită înspre Uniunea Vamală, în direcția Uniunii Vamale, și cei care în continuare se uită în direcția Uniunii Europene, chiar dacă promotorii vectorul european au discreditat acest lucru? Noi ne amintim de faza cu altercațiile dintre președintele Timofte și președintele Putin. Vă amintiți la o întâlnire în Minsk? Da. La acea întâlnire Putin a spus foarte clar că nu are nimic împotriva acordurilor de asociere, nu are nimic împotriva acordurilor de liber schimb. Ceea ce spunea el, pentru Rusia este important să se revină, deci și-a revăzut poziția, să se revină și ca la dialog și cu Rusia, ca Rusia să vadă dacă nu există pericole. Asta a spus Vladimir Putin atunci în acea... E un brief al oamenii noștri. Da, da, oamenii noștri este iarăși politicienii noștri continuă să stea pe baricade. Ori acordul de asociere, ori Uniunea Vamală, ori anulăm acord. Și ați văzut că USAT i-a câștigat foarte mult în fața lui Dodon, pentru că a spus, doamna, lăsăm la o parte Uniunea Vamală, lăsăm la o parte acordul de asociere, hai să ne gândim să facem pentru Republica Moldova, să găsim mijlocul de aur pentru Republica Moldova. După summitul de la Riga, eu cred că acest proces de de geopolitizare, dacă pot spune așa, a societății moldovenești, se impune. Eu cred că poate fi prin discuții competente, prin depășirea acestor fobii care au fost din scopuri electorale, care au fost inoculate cetățenilor noștri. Noi putem avea un dialog normal cu concetățenii noștri rusolini din Republica Moldova. Să-i invităm să fie alături de noi astfel încât cu eforturi comune să... Avem nevoie de o altă elită politică care înțelege acest lucru, domnule. Avem nevoie, dar trebuie acum să transmitem aceste mesaje, pentru că acum pas cu pas putem pregăti cel puțin terenul ca să stăm de vorbă alături cu ei de o manieră absolut normală. Să înțelegem că pentru Republica Moldova, în care s-a pomenit, este important să-și refacă relațiile cu Rusia, dar este absolut important să continue în cadrul acordului de asociere și acordului de liber schimb să-și crească potențialul pentru a putea pătrunde pe piață. Există păreri că noi nu avem cum să stăm pe două scaune concomitent și totuși trebuie să alegem. Noi am discutat de atâtea ori. Noi de atâtea ori am discutat că noi abia am pășit pe al doilea nivel de integrare economică deopotrivă cu Rusia și cu Uniunea Europeană și asta este maximum ce putem noi, la ce putem visa noi în următorii 15 ani, mai cu seamă după summitul de la Riga. Deci, am înțeles, aici trebuie să ne oprim și vom vedea ce se va întâmpla în Republica Moldova în următorii 15 ani. Revin la platformă. Victor Șeverel Țopă controlează platforma, da. Eu nu știu de unde s-a luat acest mit despre Victor și Viorel Țopa. Eu cu Victor și Viorel Țopa m-am întâlnit odată în emisiunea noastră, moderată. Împreună. Gata, eu mai mult pe acești oameni nu i-am văzut. De unde vin aceste insinuări? Sigur că vin, e clar de unde vin. Unul din colegii noștri este avocatul acestor cetățeni. Și se insinuează că faptul că colegul meu, Andrei Năstase, care din considerente profesioniste îi apără, ar fi și cureaua de transmisie de la acești oameni de afaceri, cetățenii Republicii Moldova, către platformă. Este un nonsens și un absurd. În primul rând, cum pot să facă ei acest lucru? Și de ce din 15 oameni pot să faci curea de transmisie prin un singur om care... Eu l-am întrebat pe Andrei Năstase. El când m-a întrebat, dar care e motivația să protestez? Și am spus, care e motivația? Eu mă uit în ochii oamenilor și le spun, oameni buni,
ăștia ne-au tras în țeapă, ăștia care ne guvernează. Trebuie să avem curajul să le spunem că nu vrem să fim trași în țapă. Și eu îl întreb pe el, care e motivația ta? Îmi spune, domnule, eu sunt avocatul acestor oameni, eu în țara asta în care justiția este absolut coruptă, nu le pot apăra interesele clienților mei. Iată toată motivația. Deci, îi spun, din punct de vedere profesionist, eu te înțeleg. Eu nu mai am mai mult întrebări față de motivația ta de a protesta împotriva unui regim corupt. Dumneavoastră, pentru că sunteți jurnalist și atunci când se adoptă o lege strâmbă, eu v-am văzut cum protestați și e dreptul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu vă puteți exercita calitatea dumneavoastră de jurnalist atunci când vi se pune tot felul de bariere și așa mai departe. Domnul Boțan, știți, eu recent am avut parte de o discuție lungă cu unul dintre liderii, eu spune, actualei coaliții. A fost o discuție foarte interesantă, din care am înțeles că ei, toți, chiar cred că, de exemplu, platforma Demnitate și Adevăr este plătită de către Viorel și Viorel Țopă. Jurnaliștii ca Natalia Morari, Soloviov, Ziarul de Gardă, Alina Țurcanu, Europa Liberă, sunt plătiți de alții ca să toarne zoaia și să-i critique pe cei de la guvernare. Oamenii care au ieșit în stradă pe 5 aprilie, 3 mai și 7 iunie au fost plătiți și aduși cu autobuze, cu motorină plătită, nu știu, prânzuri în cafinele și așa mai departe. Deci oamenii chiar cred în asta, pentru că ei există într-o paradigmă. Hai să nu mai exagerăm. Uitați, hai să vă spun există, ceva. Știți cine crede așa? Ei există în paradigmă în care oamenii, dacă protestează contraplată. O întrebare. Aceasta vă ajută, ne ajută că ei Asta înseamnă un singur lucru, că acești oameni își extrapolează propria condiție, propriul mod de a exista și de a activa dacă ei asupra pe oameni, altora. Exact, da. Dacă ei exact. Cumpără pe oameni, înseamnă că da, exact. Pentru că nu există altă explicație decât această extrapolare stupidă. Dar a proprii... că ei cred acest lucru despre dumneavoastră, despre platformă, despre presă liberă, puțină care a rămas, despre oamenii care ies în stradă, acest lucru ne ajută? Că ei greșesc așa eu nu știu dacă îi ajută. Pe ei, pentru confortul lor, păi da, dacă eu sunt un nimernic și eu extrapolez sentimentele mele nimernice asupra tuturor din jur, eu prin asta ce-mi fac? Îmi fac confort sufletesc, că toți sunt ca mine, bă, nu sunt cel mai rău și așa mai departe. Dar eu vă spun, până la urmă, stai și te uiți, domnule, uite, s-a furat 1 miliard, s-a furat. E adevărat că s-a furat. Liderii actualei coaliții care sunt umiliți, puși în genunchi, bătuți, eu nu știu, e adevărat acest lucru, e adevărat. Ei recunosc că justiția e coruptă până în măduva oaselor, recunosc și partenerii internaționali. Toate acestea sunt fapte. Dar nu fac nimic. Păi nu fac oricum nimic pentru că... Am vorbit de ce votează, pentru că la toate lucrurile pe care le fac ei au putere financiară, mediatică, administrativă. Aceste trei pârghii le permit să se reproducă în mizeria care există în Republica Moldova. Dar știți proverbul rusesc? Сколько веревочки не виться, а конец будет. Конец будет, pentru că altfel nu poate fi. Domn Boțan, eu cred că acest conț depinde de noi, de cetățenii în primul rând, dar și de partenerii noștri externi. Corect. Ați văzut că s-a schimbat. În ultimul an s-a schimbat un pic atitudinea față de această guvernare din partea europenilor. Au devenit mai rezervați pe lucruri chiar foarte critici. Dar mă interesează altceva. Domnul Sturză, fostul prim-ministru în acest studio, a spus că serviciile secrete străine cunosc foarte bine unde au ieșit banii, pe ce conturi, în care offshore-uri, ce a fost cumpărat din acești bani, care avioane și așa mai departe. Întrebarea, de ce ei nicicum nu... Eu nu zic influențează procesele justiciare din Republica Moldova în acum, dar totuși, de ce nu le pun pe masă celor care au participat în toată această schemă documente pe care le au, pentru că ar trebui să le aibă? Noi am discutat despre domnul Sturza astăzi. Eu nu vreau să mai citim pe domnul Sturza. Dar admiteți că anumite servicii ar putea cunoaște mai multe informații mai mult despre toate tranzacțiile care au avut loc? Noi am auzit de la domnul Chetraru în Parlament.
că raportul Crowley beletristică, că ei știu totul, că ei monitorizează totul. Așa cum monitorizează ei, sunt monitorizați și cei prin care au trecut. Eu sunt convins că această informație există. Această informație va fi una utilizată la momentul oportun. Nu sunt întâmplătoare condițiile pe care le pun și noi vom vedea. Aceste informații pot fi utilizate de către oamenii ca Viorel Chetraru sau trebuie să vină alți oameni în locul lor? Domnul Viorel Chetraru, sunt convins că este un foarte bun profesionist. Domnul Viorel Chetraru nouă ne-a făcut un mare serviciu în discursul lui din Parlament când a spus că eu am informat prim-ministru, președintele țării, partidele parlamentare din coaliție. El a spus acest lucru. El a dat de înțeles întregii societăți că are tot instrumentariul, dar a făcut un pas încât să angajeze răspunderea politică a politicienilor. Voința politică din partea politicienilor nu a urmat. Asta este dovada că cei care guvernează țara sunt ori copărtași la furt, ori sunt cei care asigură protecție pentru cei care au creat schemele. Și atunci, de ce așa oameni ca Viorel Chetraru, care anunță de la tribună parlamentară că ei i-au informat pe toți, acceptă să rămână în continuare? Eu nu v-am spus că eu nu știu. Din acei bani furați, orică, eu nu pot să răspund pentru domnul Viorel Chetraru. Sincer, nu pot să răspund. De ce? Dacă știu, mai mult decât atât, întrebarea e chiar alta. Bun, dacă au văzut că nu urmează voință politică de a curma un furt echivalent, am vorbit, care l-a impresionat și pe Pirca Tapiola, întrebarea era dacă ei, de ce ei, având tot instrumentariul, nu au oprit acest furt. Sau cum se întreabă doamna Coppola de la Forbes, care spune, domnule, Drăguțan avea absolut tot instrumentarul ca să oprească toate tranzacțiile respective. De ce nu le-au oprit? De ce? Și rămân, bine mersi, în funcții. Rămân în funcții și noi înțelegem de ce. Poate pentru că le este frică. Iată, ne scriu telespectatorii. Frica este cel mai grav element care împiedică ieșirea la rampă și îi ține cu gura închisă pe filat, leancă, ghimpă, usată, etc. Soluția este ca să fie amnistie pentru toate infracțiunile comise până azi și atunci putem trage linia și începe pe foaie curată, scrie Igor Popa. Sunteți de acord cu asemenea abordare? Nu. Deci niciun fel de amnistiere pentru ei? Doamna Mărare, noi am vorbit despre cultura politică din țara asta. O amnistiere, asta înseamnă iertarea unor păcate capitale. Noi putem să-i amnistiem, dar avariția este un păcat mortal. Am menționat că pentru acest păcat mortal, în loc să fie blamați, mitropolitul i-a blagoslovit în Parlament. Dar vă imaginați cu această distorsiune din societate să le spui că, bun, vă iertăm totul. Deci ei vor mai începe încă o dată, vor începe de la zero același lucru. Dar se pare că noi de fiecare dată iertăm. Așa îmi pare, că nu uit la cum votăm. Puteți să-mi explicați de ce ei nu pot spune că l-au amnistiat pe Vladimir Voronin, dar de ce nici măcar n-au încercat să-l tragă la răspundere după ce au venit la putere în 2009, pentru că ei au construit toată campania pe faptul că Vladimir Voronin controlează toată verticală a puterii, el a acaparat toate instituțiile, el controlează justiția, deci noi știam toate, că a falsificat alegerile și așa mai departe. Ei au venit la putere și nici măcar nu au pornit un dosar pe numele domnului Voronin. La emisiunea din 1 septembrie, domnul Plahotniuc ne-a explicat acest lucru. El este haiduc și are onoare de haiduc. Onoarea de haiduc a domnului Plahotniuc, probabil, îl face să aibă sentimentul gratitudinii pentru Vladimir Voronin, pentru că Vladimir Voronin este părintele lui Plahotniuc, dacă putem spune așa. În perioada domniei lui Vladimir Voronin, domnul Plahotniuc a devenit ceea ce este el,
Au mai fost atunci în coaliție Vlad Filat, Serafim Urechean, Mihai Dimpu. Care coaliție? Prima coaliție, da, dar noi știm cine a fost cel mai abil la partajarea instituțiilor de ocrătire a normelor de drept și luarea lor sub control. Marian Lupu este emanație a lui Vladimir Voronin. Probabil Marian Lupu tot are sentimentul gratitudinii. Pentru că cine era Marian Lupu fără ca domnul Voronin să-l facă ministru, iar apoi să-l facă președinte de parlament? Vedem că Marian Lupu acum este o umbră palidă. Așa vorbește frumos și așa mai departe. Și nimeni nu mai crede ce vorbește. Ce puteți spune despre Iurie Leancă? Ce pot să vă spun despre Iurie Leancă? Unde e el? Sunt în așteptare să se manifeste. Dar nu pare că durează cam mult această așteptare? Ei au anunțat congresul la 26 iulie. Așteptăm să se manifeste. Dar nu pare că domnul Leancă ar putea fi mult mai activ până acum și să folosească tribuna Parlamentului așa cum au făcut-o Mihai Gimpu, Igor Dodon? Da, Mărați. Oamenii au o constituție atât fizică cât și cea legată de caracter, de modul în care se manifestă public și așa mai departe. De ce vă întreb? Așa oameni ca Iurie Leancă, dacă vin la guvernare, ar fi capabil, dacă vor promite că îi vor băga la pușcărie pe cei care au furat miliardul, au acaparat instituțiile statului, să vină la putere și pe urmă să-i bage la pușcărie sau nu? Va proceda la fel cum au procedat acești domni, da, gentlemani ai norocului, cum i-am numit, da, când au venit la putere? Eu nu cred în asta. Hai să-l citez așa din memorie pe Vlad Filat. Nu sunt eu cel care controlează instituțiile de ocrotire a normelor de drept. Fiecare din această instituție să-și facă treaba și așa mai departe. Dar deci chiar sunt, nu este el care sunt, controlează, da, aceste instituții. Exact, chiar nu este. Sunt fraze care ne-au sfredelit urechile și mințile. Și noi știm că sub acoperișul unor fraze de acest fel, țara a fost jefuită, a fost adusă la umilință, pe muchie de prăpastie. De ce? Noi înțelegem că vorbele politicienilor ăsta sunt... Sigur că noi avem nevoie de lideri care au flacără, care ard, care vor să se manifeste, care au voință, fără voință nu face astfel de lucruri. Și noi suntem ca și platformă care vrea să se manifeste prin protest și prin revoltă, dar noi suntem în căutarea unor oameni și a unor lideri și noi spunem că nu îi putem naște noi, ei trebuie să se manifeste în aceste condiții. Și noi tot așteptăm când se vor manifesta și le spunem cetățenilor, aveți răbdare, că nu poate să fie așa, ca să nu existe oameni care au aceste capacități, care au aceste aptitudini și care vor să se manifeste. Pentru că nu noi trebuie să-i clocim, să-i producem și să spunem da, noi l-am găsit, iată, vi-l dăm. Nu, trebuie să se manifeste. Minimul pe care îl putem face este să menținem această flacără protestatară. Bun, noi am făcut și concesii, am făcut și pauze. Trebuia să vedem cu ce se termină tot valul unionist. S-a terminat. Și am văzut că s-a terminat cum s-a terminat. Nu știm ce va fi, dar a trecut, nu ne mai intersectăm, nu mai intrăm în altercații și așa mai departe. A fost o chestie. Am avut această altercație absolut inutilă, foarte urâtă, cu regret acest lucru, cu Partidul Liberal, care nu avea niciun sens. Ei avea sens. Aveți o explicație de ce ei au făcut acest lucru? Da, Mărar, această explicație este atât de tristă. Acum, și dumneavoastră o știți, domnul Mihai Gimpu, în emisiunea noastră, da, a spus că niciun fel de coaliție cu Ierbancul, cu corporația asta mincinoasă și hoață. Ca după asta spune, da, domnule, dar de dragul integrării europene, nu știu ce și așa mai departe, acceptăm să fim acționare a Ierbancului. Deci, dumneavoastră mă întrebați că, bun, putea să o facă chiar altfel, fără să ne împiedice, pentru că era important ca Dorin Chirtoacă să-și facă meeting-ul lui cu autobuzele și așa mai departe, înainte de cel de-al doilea tur de scrutin și nu înainte de primul tur de scrutin, pentru că era clar, arătau sondajele că el nu are nicio problemă să treacă în al doilea tur de scrutin. Deci sunt o mulțime de întrebări la care nu există și ei nu pot da un răspuns. Mihai Gimpu nu a dat răspuns la întrebarea directă, dacă s-a întâlnit cu domnul Plahatniuc și ce au discutat. Putea să răspundă la care e problema. S-a întâlnit, a discutat probleme și așa mai departe. Nu a vrut să răspundă la această întrebare. Sunt o mulțime de lucruri care pur și simplu, bun,
cum îți taie din elan, te face să fii mai trist, te face să-ți dai seama cât de ancorați sunt acești oameni în interesele lor de personale, de grup, cât de vulnerabili sunt eventual și așa mai departe. Multe lucruri care, bun, sunt omenești, dar care stopează dezvoltarea societății este. Domnul Țan, dumneavoastră, am început să vorbim despre tristețe, am început emisiunea cu aceasta. De fapt, această stare o trăiesc acum foarte mulți oameni pe care eu îi cunosc. Eu aș spune că cei care gândesc acum nu prea au motive să fie veseli. Nu pentru că nu le place persoana X sau persoana Y, dar pentru că își dau foarte bine seama că probabil noi am ajuns în cel mai trist și tragic punct al istoriei noastre în toți 24 de ani cât îi avem. Spuneți-mi, vă rog, această stare de resemnare, într-un fel, din partea multora, ea poate fi cumva tratată, leguită? Cred că da. Cum? Cum? Deci, cred că e absolut normal ca oamenii să treacă prin stări de resemnare, de regândire a propriei condiții în care trăiește, pentru că eu nu cred că omul poate sta foarte mult în această stare. La un moment dat, organismul și starea psihică și reia vigoarea și omul vrea să se manifeste. Omul, e normal ca omul să vrea să trăiască demn. E absolut normal acest lucru și eu cred că oamenii vor ieși din această stare. Vor fi noi circumstanțe care le va da un impuls oamenilor să regândească lucrurile, să se manifeste și să înțeleagă că minuni și baghete magice nu are nimeni. Iar ăștia care ne guvernează astăzi, eu nu cred că ei sunt fericiți. Mizeria în care au adus ei țara asta și acum ei trebuie să găsească soluții. Ei ne pun, iarăși, ne pun spaghete pe urechi că ei gândesc un program de guvernare. Ei acum ar trebui să lucreze la un program anticriză, nu program de guvernare pe care chipurile au ei. Deci, domnul Țan, cineva dintre ei mai are șanse să se reinventeze și să rămână în istoria Republicii Moldova? Eu cum mă refer nu la starea captivă și continuarea controlului asupra instituțiilor timp de 4 ani, 6, 8, 2 cicluri electorale. Eu mă refer la faptul că ei să mai aibă șansă să rămână în politică moldovenească timp de 20 de ani, să zicem. Nu, asta este exclus, pentru că acești oameni sunt oameni care sunt ghidați de reflexe. Aștia nu sunt oameni interi. Dumneavoastră, vă puteți aminti măcar un lucru demn de reținere. Bun, domnul Plahotniuc în general nu vorbește și asta e cel mai dureros pentru societatea noastră, cel mai un om care noi nici nu știm, e politician, el pentru că politicienii de obicei vorbesc. Acest om în general nu vorbește cu societatea, nu vorbește cu oamenii. Asta deja este un afront pentru o societate. Să ai un om care știe că controlează totul, care chipurile a intrat în politică și a intrat mințind, care nu vorbește în general cu cetățenii. Asta este un afront. Bun, domnule Plahotniuc, sunteți un om foarte talentat. Sunteți un om super de talentat la trasforile, la jocuri de culise. Dar la ce serviți dumneavoastră în politică? Care este scopul dumneavoastră? Dumneavoastră nici nu puteți pronunța, nici nu puteți formula. Ce poate formula și ce poate spune Vlad Filat în afară de vectorul european al Republicii Moldova este irreversibil? Ce poate spune în plus domnul Ghimpu la ce a pronunțat? Ăștia sunt oameni care, din punctul meu de vedere, sunt depășiți de mult și, din punctul meu de vedere, acționează doar conform unor reflexe. Deci ei au niște poziții pe care trebuie să le apere, pentru că știu că dacă cedează pozițiile pe care le au, păcatele pe care le au, dosarele pe care le au, pot să lovească în ei. Iată toată filozofia acestor oameni. Care integrare europeană? Care dezvoltare cu astfel de calitate de lider politic? Asta e ujas, mă iertați, dar eu nu am alt cuvânt pentru a explica starea. Dumneavoastră ați avut vreodată vreo discuție în care să puteți evoca lucruri mai fine, mai subtile cu acești numiți lideri politici? De păcate nu, domnul Moțan. Păi asta e. Și aici ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Așa, o emisiune mult mai tristă decât eu mi-am fi închipuit, dar cred că trecem printr-un moment destul de trist. Acum trecem la blitz interviu. De fapt, ați răspuns deja la multe întrebări din acesta, deci ei va fi scurtat. Okay. Știți, puteți răspunde doar prin da sau nu. Un stat capturat poate fi eliberat prin alegeri? Nu.
Oligarhii moldoveni vor lăsa puterea singuri? Nu. Personal, sunteți gata să luptați pentru eliberarea statului din captivitate? Da. La ora actuală, Vlad Plahotniuc controlează toate puterile în Republica Moldova? Vlad Plahotniuc sau altcineva ar putea să vă șantajeze? Nu. De când vă exprimați în public opinia dumneavoastră despre starea lucrurilor în țară, ați fost vreodată presat? Nu. Acesta a fost Igor Boțan și emisiunea Interpol, care își încheie sezonul politic de primăvară-vară. Ne revedem ori la sfârșitul verii, ori în toamnă. Depinde de influența pe care vor avea protestele organizate de platforma, da. Cine știe? Coparticipați. Da. Dacă vreți să fie influență, coparticipați. Eu ca jurnalist n-am... Și telespectatorii. Eu ca jurnalist n-am dreptul să coparticip, dar vă promit că voi oferi platforma ori de câte ori voi avea această posibilitate. Să știți că ușile noastre sunt deschise pentru toți, inclusiv pentru platforma, da. La fel ca și pentru Vlad Plahotniuc, Iorel Chetraru, Corneliu Gurin, Dorin Drăguțan, care refuză să vină în această emisiune. Să sperăm că în sezon nou vor fi mai deschiși. Să aveți un sfârșit de vară frumos.